Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bacău, monumentul luptei anticomuniste. Multiple proiecte pe fonduri europene la Onești. La Dărmănești s-a dat start săptămânii europene a mobilității. Multiple proiecte pe fonduri europene sunt în curs de implementare la Onești. Despre toate acestea a vorbit chiar primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, în cadrul unei declarații comune, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, avocatul oneștean Gelu Panfil. Am să încep cu, deși nu este un proiect care îl realizăm noi direct, îl realizează societatea Raja. Noi suntem doar cofinanțatori, o mică parte din valoarea proiectului o plătim de la bugetul local, un proiect de peste 58 de milioane de euro, un proiect ușor controversat în ultima perioadă din cauza deranjului care s-a făcut la nivelul Oneștiului prin aceste înlocuiri sau extinderi de rețele de apă și canalizare. Sunt 70 de kilometri de rețea de apă înlocuită și dacă mergi pe jos 70 de kilometri nu este puțin, mai mult să sapi la diferite adâncimi, sunt locuri unde se sapă și la 3-4 metri pentru a se înlocui sau a putea să aibă panta necesară rețelele de canalizare. A fost într-adevăr un deranj care din datele pe care le dețin conform contractului ar trebui să finalizeze undeva la începutul lunii martie. Nu garantez 100% că va fi totul ca la carte la începutul lunii martie, pentru că o bună parte din asfalt, o bună parte din reparații se face cu asfalt și în martie nu prea putem turna asfalt, dar imediat cum vremea ne va permite, ne vom concentra să aducem toate suprafețele la forma normală, la forma dinainte de intervenții. Cum vă spuneam, nu doar rețelele de apă și canalizare se înlocuiesc, la Onești se construiește una dintre cele mai moderne stații de epurare și mai mult de atât se construiește stație de captare. În maxim 2 săptămâni va intra primul buldozer. Vă voi invita și atunci, dacă timpul vă permite, momentul în care vor începe lucrările la stația de captare, a doua sursă de apă. Acum, în aceste vremuri, cel puțin a fost de actualitate această vară, în care au fost probleme cu apa în aproape toată țara, Oneștiul va avea a doua sursă de apă. Pentru asta mulțumesc reprezentanților Raja. Este cea mai mare investiție pe cap de locuitor din România, făcută la Onești. 58 de milioane de euro, aproximativ 3.000 de miliarde de lei vechi. Mulți încă mai folosesc cifrele vechi și de asta am zis să le folosesc și eu. Monumentul luptei anticomuniste. Renovat recent, monumentul din Parcul Cancicov, dedicat luptătorilor anticomuniști băcăoani care au murit în închisori, a fost sfințit de un sobor de preoți în frunte cu preotul protopop Ciprian Ciuche. Coorganizatoarea acțiunii a fost Asociația Cultul Eroilor Regina Maria Filiala Bacău, prin președintele Dănuț Voicu. Monumentul luptătorilor anticomuniști din Parcul Cancicov a fost ridicat în 2001 pe același loc pe care exista încă din martie 1990, o troiță mică în memoria luptătorilor anticomuniști, ridicată de Asociația Națională a Foștilor Deținuți Politici. De 21 de ani, monumentul s-a degradat, mai multe plăcuțe s-au desprins, iar numele celor 41 de luptători anticomuniști s-au șters, aspectul devenind unul dezolant, total nepotrivit cu un asemenea obiectiv. Cei care au supraviețuit închisorilor comuniste au strâns bani și împreună cu o primăria, Protoieria Bacău și Asociația Cultul Eroilor, Regina Maria, filiala Colonel Cornel
Consiliul Chirieș-Bacău au renovat și înfrumusețat monumentul. Biserica Ortodoxă Română sprijină astfel de evenimente, mai ales că printre luptători anticomuniști s-au numărat mulți preoți care au ales să moară în urma torturilor din închisoare decât să se lepede de credință și să cedeze presiunilor unui regim ateist. Aceștia au fost pomeniți în cadrul slujbei religioase oficiată în fața monumentului. A fost ridicat chiar în data de 14 septembrie 2001 și iată cum istoria se păstrează vie în memoria noastră prin lucrarea, prin dragostea, prin întreaga activitate pe care Asociația Foșilor Deținuți Politici de aici din Bacău, sub conducerea domnului Ioan, nu doar că încearcă să ne mențină nouă vie această dragoste și flacără a recunoștinței față de jertfa lor, ci se îngrijesc pentru înfrumusețarea, ridicarea, edificarea acestor monumente în memoria, în cinstea lor. Ce lucru minunat că ați găsit astăzi, domnul Ioan, o ocazie când serbăm cu toții înălțarea Sfintei Cruci și ne aducem aminte de jertfa Mântuitorului, să ne puneți înainte pe eroii aceștia care s-au jertfit pentru libertatea de credință și pentru neatârnarea noastră intelectuală, morală și așa mai departe, cum au încercat vremurile acelea de tristă amintire. Avem aici, ca și în crucea Mântuitorului Hristos, o altfel de jertfă. De obicei, când facem o jertfă, spunem că trecem printr-o asceză sau avem o suferință, o boală pe care încercăm să depășim. Mântuitorul ne-a arătat că putem face o răstignire din compasiune. În compasiune față de păcat, față de cei care intrau în iad neavând un mijloc de mântuire, o rază de o speranță, o rază de har și așa mai departe. Iată că astăzi, la fel, suntem aici de față pentru a-i cinsti pe cei care, alături de Hristos, asemenea Lui, s-au jertfit din compasiune pentru ceea ce mulți dintre compatrioți și mulți dintre cei care au fost cu ei alături în suferință au săvârșit această jertfă în temnițele comuniste, pentru ca poporul român să fie liber să-L cinstească pe Dumnezeu. Mulți dintre deținuții politici au plecat la cele veșnice, iar cei care au rămas sunt în vârstă. Starea lor de sănătate nu le permite să aibă grijă de monument. Astfel, această sarcină va fi preluată în continuare de Biserica Sfinții Petru și Pavel din apropiere, iar în sprijinul acțiunii va fi și Asociația Cultul Eroilor Bacău, care îi consideră pe luptătorii anticomuniști morți în închisori eroi ai neamului românesc. Asociația Cultului Eroilor se îngrijește de cinstirea memoriei eroilor neamului, care s-au jertfit în cele două conflagrații mondiale, prin care a trecut și România, dar și în războiul de independență. Astăzi, însă, suntem aici să aducem, cu aceeași pioșenie și fermitate, un sincer omagiu și pentru a cinsti memoria celor care, cu peste 30 de ani în urmă, au pătimit sub un regim politic pe care nu le agreau și căruia ei s-au opus, motiv pentru care au pătimit prin închisori și chiar și-au pierdut viețile. Trebuie să mărturisesc acum că mă aflu pentru prima dată la un astfel de eveniment, organizat și în anii anteriori la monumentul ridicat în anul 2001 de urmașii luptătorilor anticomuniști morți în închisori, dar am venit să-i omagiem pentru jertfa pe care au dat-o și pentru care noi îi considerăm de asemenea eroii neamului, să depunem aici o floare, o coroană și să aprindem lumânări. Asociația Foșilor Deținuți Politici din România a ajuns la 33 de ani de la înființare, dar și filiala noastră este pe aproape, am împlinit anul acesta 30 de ani. Știm că în România există o lege pentru declararea zilei de 9 martie ca zi a deținuților politici anticomuniști din perioada 1944-1989, dar și că 9 martie a fiecărui an este ziua pomenirii celor 40 de mucenici, care sigur le-au fost o pildă întotdeauna celor care au pătimit în timpul regimului comunist, ateu, apărând credința în Dumnezeu și demnitatea poporului român. Însă noi putem să-i omagem în orice zi, să facem astfel ca jertfa lor să nu fie uitată, ci apreciată, iar memoria lor să fie omagiată.
Este deci o onoare și pentru noi să putem fi astăzi, aici, la această troiță, să cinstim memoria celor care au dat obolul lor, dragostea lor pentru idealul neatârnării țării noastre, pentru libertatea și demnitatea neamului nostru românesc de oriunde ar fi. Apreciem prezența dumneavoastră aici la această manifestare, precum și lucrarea Sfinților Părinți aflați sub protia Părintelui Protopop Eugen Ciprian Ciuche, a Părintelui Constantin Abageru și a Părinților Slujitori din Protopopiatul Bacău. Pe Piatra Troiței sunt numele unor învățători, preoți, ale unor foști demnitari de rang înalt, precum și cel al lui Mircea Cancicov, ale unor avocați, judecători, dar și ale muncitorilor, țăranilor sau studenților. Este un student care este din Comuna Oncești. Au fost oameni care și-au căpătat verticalitate și care au avut noblețea în suflet, oameni din familii oneste, iubitori de țară și de neam. Avem o învățătură a lui Nicolae Iorga în care spune că eroii nu mor în ceasul când coboară în pământ, ci numai atunci când coboară în uitare. Ferească Dumnezeu! Apreciem și că de câte ori se ivește ocazia, foștii deținuți politici încă în viață vin și încearcă să mai aprindă speranța și optimismul legate de un viitor, poate ceva mai bun pentru acest popor încercat. Dumnezeu să-i odihnească în împărăția lui pe toți eroii neamului românesc. Majoritatea din ei sunt în împărăția cerurilor, că a spus Mântuitorul la fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca lor este împărăția cerurilor. La fel. La Oneș și nu întâmplător a fost ales municipiul de Petroduș pentru lansarea celor 6 volume omagiale grupate sub genericul Primul Război Mondial și Marea Unire a României. Evenimentul a fost dedicat împlinirii a 103 ani de la înființarea societății Mormintele Eroilor Căzuți în Război. Vreau să mă alătur și eu celor care în aceste momente se înclină cu venerație în memoria eroilor români din toate timpurile, pentru demersul lor istoric legendar de apărare a gliei strămoșești în spațiul nostru sacru, Carpato-Danubiano-Pontic, și să-mi exprim totodată satisfacția că aici la Onești s-a făcut lansarea unei asemenea opere de o atât de mare însemnătate. Eu îi felicit din toată inima pe autori și pe toți cei care au contribuit. În persoana mea, pentru că nu mă cunosc, e un om care a mai scris și el câte un pic, nu istoric, dar a mai scris câte ceva și probabil va mai scrie. Și aș vrea să subliniez faptul că în multe întâlniri pe care le aveam prin străinătate sau la noi, cu unii delegați militari străini, vedeau atâtea monumente pe unde, prin România, și unii, mai sarcastici, remarcau că avem mulți eroi. Trebuie să le spunem că avem mulți eroi pentru că am avut și mulți dușmani de-a lungul istoriei noastre. Încă din preistorie, românul a fost obligat să se apere aici, în spațiul acesta sacru pe care l-am moștenit, iar noi n-am venit aici de nicăieri, cum au venit alții și le-am spus-o cu curaj. Noi aici ne-am născut, aici ne-am dezvoltat, aici ne-am format ca popor și aici suntem și tot aici vom fi, indiferent ce vor dori unii sau alții. Am avut multe confruntări la viața mea, că vârsta și locurile pe unde am umblat m-au pus în asemenea situații. Nu vreau să fiu nici patetic, nu vreau să mă lungesc, eu aveam un discurs pregătit, m-am pregătit conștiincios, dar după câte s-au spus aici, vă dați seama că puțin mai pot să vorbesc eu. Aș vrea doar să spun pentru musafirii noștri că ne găsim aici la porțile Moldovei și dacă privim în stânga spre vest, oriunde pășim, poate fi locul de unde s-a înălțat la ceruri un suflet de erou.
primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a salutat faptul că această lansare a celor 6 volume omagiale dedicate primului război mondial și a Marii Uniri are loc la Onești, localitate de maximă importanță istorică. În perioada 16-22 septembrie, la Dârmănești a dat startul Săptămânii Europene a Mobilității. Evenimentul se află la cea de-a 21-a ediție. La deschiderea oficială au fost primarul orașului Dârmănești, Toma Constantin, viceprimarul orașului Dârmănești, Cosmin Paerele, alături de directorii principalelor instituții de învățământ din localitate, care au fost însoțiți de profesorii de sport, dar și o parte din elevi. Cum așteptați anul acesta Săptămâna Mobilității Europene? Vă dați seama, am participat și atunci, dar am fost un număr mai mic de persoane. La distanță? La distanță, foarte, foarte da. Bine. Și acum suntem un număr foarte mare și, cum a spus și domn profesor și domnul viceprimar și primar, aici la noi este o zonă mai bună, mai curată și trebuie să o îmbunătățim, să o echilibrăm. Tu ce clasă ești? Clasa 11. Deci tu ai prins pandemia în plină. Da, 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 înțeles. Foarte greu, foarte. Cum e acum? Ce copiii, colegii tăi vin? Da, și la acest eveniment, la da, 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 participăm. Nu doar colegii mei, și cel de clase, și clasa 9, clasa 10, clasele de gimnaziu, tot felul de clase. Îndemn pe boboși să participe? Da, da, da. Les Duet Carpați pentru Munți Curați, un eveniment extraordinar de interesant. Suntem atenți, suntem mai responsabili cu mediul? Da, suntem foarte dedicați acestui eveniment și vom participa cu toții ca să avem un mediu cât mai curat și să ne protejăm mediul înconjurător. Până la urma urmei, zona e destul de curată și faptul că albile râului Uz, Trotuș, nu mai sunt cum erau în anii trecuți, dovedește că oamenii sunt responsabili. Da, sunt responsabili, dar cu toate acestea trebuie să menținem curățenia și să ne descurcăm indiferent. Tu ce clasă ești? A 11-a economic. Am înțeles. Copiii mai mici se vin la astfel de acțiuni, părerea ta? Da, cred că ar trebui să vină și cu siguranță vor veni. Suntem fericiți că locuim într-o astfel de zonă de munte care ne permite să facem diferite activități și cred că ar trebui să le dăm un exemplu și celor mai mari, dar și celor mai mici, să îi invităm să ne... Cu ce anume vei participa? Cred că... Bicicletă, role sau cu ce? Cred că m-aș pricepe mai bine cu bicicleta. Ok. Ce părere ai despre astfel de activități? Bine, mișcare, natură, condițiile ideale. Este benefică o astfel de activitate și este recomandat și de medici că sportul ne face bine și ne luăm și vitamine din natură și este ideal. Sportul ne face bine în tot, da. Nu? Da. Am înțeles. Acțiunile de ecologizare demarate de administrația publică locală au făcut ca zona să fie una curată și cu toate acestea, mulți tineri au răspuns prezent aceste invitații de a curăța Carpații pentru Munți Curați. Da, la noi este o zonă super frumoasă în care toată lumea este binevenită. Este destul de curată, însă este bine și de mai bine? Da. Însă este benefică și deplasarea noastră la aceste, la munte, pentru a lua din unele deșeuri. Am înțeles. Crezi că cei mici ar trebui să participe? Nu e periculos? Ar trebui să participe, deoarece este o... îi ajută pe ei, cât și pe noi, la un mediu mai curat. Și sper în continuare să continue această activitate, pentru că este foarte benefică pentru noi, copiii. Cât de mici au fost colegii care au participat în anii trecuți, dacă îți mai aduci aminte? Grădiniță sau 4-5 ani? Cred că de la 4-5 ani. Și cei mai vârstnici? Clasa 12-a. Am înțeles. Probabil că și adulți au participat, dar... mai greu să-ți ia să ții da, dar, da, dar mai puțin. Moment de bilanț al proiectului pe fonduri europene activ în practică, activ pe piața muncii. Scris anterior perioadei de pandemie și implementat în plină perioadă pandemică, proiectul a fost finalizat post-perioadă de pandemie de COVID-19, el trecând prin multe situații, unele dificile. Îmi aduc aminte aproape ca ieri, când am avut deschiderea aici, tot așa a fost. Un cuvânt din partea partenerului 1, ok,
Și eram foarte entuziaști la început de proiect. Asta a fost în 2020. Da? Acum că suntem la 2 ani distanță, suntem la sfârșitul proiectului, tot ce pot să spun este că, sigur, este o realizare. Ne mândrim cu ea. Pentru că sunt într-un mediu cu profesor elev, cunosc foarte bine, dă foarte bine pentru CV-ul unei școli și nu numai. Însă, dacă mă întrebați ca experiență ce înseamnă un astfel de proiect, pentru noi ca școală, având un prim astfel de proiect, urcușuri și coborâșuri. Dar important este că am ajuns cu el până la sfârșit. De coate și genunchi. Și când spun la sfârșit, să se înțeleagă ca să nu interpreteze lumea greșit. La sfârșit de activități ce se necesită a fi realizate în proiect. Pentru că sfârșitul încă nu e aici. Mai avem. Numai că nu mai este în mâinile noastre. Și știu că Brândușa a spus, sunt elevi în sală, inclusiv elevi de la Carol Davila care au terminat, am dat burse, am terminat procesul de acordare a burselor, urmează să primească, să nu creadă elevii care au venit, ia uite dumneavoastră, că ne-a dat și nu ne-a dat încă. Că erau scrise acolo 220 da, de burse. Deci au, și că a zis că da. Da? Nu, am finalizat procesul de acordare, să știi exact cine este fericitul câștigător, dar încă nu am dat. Va urma. Va urma, nu știm exact când. Cred că partea bună pentru noi, deci puncte pozitive din proiectul ăsta au fost următoarele. Așa cum ați auzit, noi avem două centre, Onești, Moinești. Întotdeauna a existat un oarecare, să zic, un mic dezechilibru între cele două centre, dar cu acest proiect ce am reușit a fost să aducem un pic împreună, în virtutea activităților care au trebuit realizate, că a fost concurs, că am participat la seminarii, că au fost burse pe care au concurat elevi atât de la Centrul Onești cât și Centrul Moinești, s-a creat așa o efervescență și elevii au fost stimulați să primească aceste lucruri și ca atare s-a omogenizat un pic cele două centre, dacă vorbim aici de calitatea educației, lucru care a fost îmbucurător. Un alt lucru îmbucurător a fost acela că am devenit în unitățile medicale un pic mai vizibil. Deci am avut tutori. Având tutori pe care i-am stimulat într-o culoare și dau exemplu spitalului de la Moinești, unde am avut ca tutore pe directorul de îngrijiri de acolo, da? Sigur că am devenit mult mai vizibil. Nu noi neapărat ca școală, elevii au devenit mai vizibili. Din păcate, posturile sunt blocate la angajări în spital, dar nu s-a blocat o veșnicie, lor da drumul într-o zi cu soare. Nu știu, umblă vorba. Din 1 ianuarie, o fi în altă lună, nu știu. Cert este că au devenit vizibili, ceea ce ne bucură din punctul ăsta de vedere. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 20 septembrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 16 grade Celsius, sunt posibile averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 5 grade Celsius. Miercuri 21 septembrie, în cea de-a doua parte a zilei, este posibil să plouă, cu maxima zilei ce nu va trece de 16 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.